În acest episod, Toto Dumitrescu, fiul marelui fotbalist Ilie Dumitrescu, face dezvăluiri despre rolul său din Adela. Mi-a dat o perspectivă a vieții pe care eu nu am trăit-o. Adică mi-am asasinat ego-ul și asta este un lucru pe care sunt foarte mândru. Care e cea mai mare provocare pe care ți-a oferit-o, rolul ăsta sau proiectul ăsta? Să mă reabilitez. Culturi cu tot. Cu Chris și Vlad. Astăzi, la Happy.